De ce este o idee foarte bună ca prima ta mașină să fie un coteț, o janghină, o mașină ieftină, o mașină cu un motor mic, o mașină fără prea mulți cai, o mașină care atât poate, mai mult de atât nu poate, e limitată. Când ești la început și nu ai prea multă experiență, e bine să-ți pui, să-ți șlefuiești îndemânarea, skillurile de șofer. Când abia ai permisul, nu ești șofer, ești doar deținător de permis. Și o mașină cum e asta, care n-are turometru, n-are cai putere, n-are turbină, are 3 cilindri, te va motiva să o înțelegi. Adică dacă mergi cu mașina asta un an de zile, mai ales că n-are nici măcar servodirecție, n-are nici măcar ABS, adică mașina asta poți să încerci multe lucruri pe care la mașinile mai noi nu le poți experimenta. N-are nimic, n-are absolut nimic electronic, nici măcar, nu știu, nici măcar siguranță nu ți oferă. N-are niciun airbag, n-are ABS, n-are SP, n-are servo, n-are frână de mână electronică, n-are niciun fel de sistem de asistență. Pe o mașină din asta poți să zici că înveți să conduci. Adică dacă înveți să conduci pe o mașină din asta, cu siguranță te vei descurca de minune și pe alte mașini mult mai sofisticate. Plus că atunci când îți iei permisul de conducere, vei fi tentat să alergi, să o calci, să impresionezi o gagică, să te dai mare în fața prietenilor și așa mai departe. Cu mașina asta nu prea poți, o mașină de genul ăsta nu prea poți. Acum sunt și mașini mai vechi, care sunt ieftine, care totuși au un motor de 1.8, 2 litri, care au mai mulți cai. Dar și cu mașina asta, cât ea de veche, cu 48 de cai, și cu asta poți să mergi tare. Adică și cu 48 de cai poți să fii periculos, dar nu prea te îndeamnă să mergi tare o astfel de mașină. Un an de zile eu recomand oricărui începător să încerce să meargă cu o mașină veche. Eu 3 ani de zile, nu un an, 3 ani de zile am avut o mașină din 93, un Volkswagen Vento, cu motor de 1.6 benzină, monopunct, de 75 de cai. Am avut-o din 2011 până în 2014 și am mers cu ea aproape 40.000 de kilometri. Cu aia am învățat eu șoferie. Era în același stil ca asta, fără airbag-uri, fără aer condiționat, fără ABS, fără absolut nimic. Deci dacă făceai o greșeală nasoală pe stradă, erai direct responsabil, nu avea cine să te ajute. Astăzi poți să faci școala de șoferi și pe o mașină cu o cutie automată. Eu nu vă recomand, pentru că vei putea să mergi doar cu o mașină cu o cutie automată. Dacă ți-ai un permis clasic, adică să înveți să conduci pe o cutie manuală, o să poți să mergi cu orice. Ca să înțelegi cum funcționează mașina, eu vă recomand în continuare să faceți școala pe o mașină cu o cutie manuală. Chiar fără turometru, pentru că altfel simți mașina. Fără turometru să pleci ușor, fără turometru să știi când să schimbi treapta și așa mai departe. Adică cu o mașină din asta poți să experimentezi, poți să încerci multe lucruri. De exemplu, poți să pleci cu a doua de pe loc, cum fac eu acum, pentru că și dacă prăjești ambreiajul e doar câteva sute de lei. Orice componentă la mașina asta este foarte accesibilă. Schimbul de ulei e 100 și ceva de lei, efectiv. Ai costuri foarte mici și în cazul în care faci o prostie, nu te costă foarte mult. În comparație cu dacă ai avea o mașină mult mai scumpă, mult mai bengoasă, cum s-ar spune, s-ar putea să ai costuri și surprize mult mai mari. Vreți să încercăm să plecăm și cu a treia? Se poate și cu a treia. Vrei să plecăm și cu a patra? Joc de ambreiaj? Ia mă, plecăm și cu a cincea? Pleci mă și cu a cincea de pe loc? Baterie nouă.
antigel nou, distribuție nouă, ulei nou, filtre noi. Se va bucura cine o va primi. Trece ITP-ul fără probleme. Are frână din belșug, ați văzut, anvelope noi. Rugină încă n-are pe sub. Mici defecte estetice. Mașina se prezintă de o stare foarte bună. Cu cea mai mare plăcere o dăm la giveaway. Așa că prima ta mașină ar trebui să fie una veche, cu puțin cai, ca asta. Iar dacă ești în căutare de o astfel de mașină, nu uita să participi la giveaway pe Instagram, pentru că voi extrage câștigătorul pe 15 aprilie. Te salut și îți urez mult succes!